Meșteri populari, negustori, producători, interpreți de muzică populară, formații celebre au fost prezenți timp de 3 zile în cetatea lui Negru Vodă la Festivalul Toamnei Mușcelene. Dacă până acum evenimentul avea numai o parte artistică, începând cu acest an, festivalul capătă și o componentă comercială. Începând de vineri și până duminică seara, pe scena amplasată în piața primăriei, au urcat interpreți de muzică populară, formații de muzică ușoară și etno. Pe tot parcursul evenimentului, meșteri bucătari au preparat pentru mușceleni diferite sortimente de pastramă, fasole cu ciolan, sarmale sau plachie de pește. Decorurile aranjate de organizatori au creat o atmosferă de toamnă autentică. Sâmbătă seara, pe scenă, au urcat formațiile România și Like Chaclit și Georgiana Lăpădat. Duminică, alături de artiștii locali, băieții de la Haiducii au încins atmosfera în piața primăriei. Postam crai al munților, pe urnașul colilor, mai ca mă purta în gând, suspinând. Mândrulița mă aștepta în grecul de lângă sat, la iubit ea mă chema pe sera. Hai duc să mai duc rămân, chiar și fără oaste, când pun mâna pe balta, mă pun la rup coaste. Pistoarele-mi sunt surori, fratele pe calul, umplu singur pe cărare și în mânca amarul. Anul acesta, toamna mușceleană a fost pe gustul mușcelenilor, chiar dacă afară temperaturile nu au fost prielnice. Primarul Liviu Țiroiu a promis că începând cu anul viitor, festivalul se va organiza puțin mai devreme, la începutul lunii octombrie.